Bună dimineața dragi tovarăși și bine ați dat click la ultimul videoclip pe anul acesta. Cum a fost 2022 pentru mine, pentru canalul ăsta și ce noutăți s-au mai întâmplat, cât de mult mi s-a schimbat viața. Să o luăm în ordine, în ordine cronologică cu povestitul, că știu că vouă vă plac... Poveștile mele vă place cum uh, pălăvrăgesc. Să vă scuzați dacă pare că vorbesc pe nas, dar e o epidemie de răceală în zona pe aici pe unde locuiesc eu. Toată lumea e cu buci la das. Dar am făcut tratamentul clasic, suică și vin fiert și mă simt deja un pic mai bine. Bun, cum a fost 2022? Pe plan uh, statistic, ca așa, vizionări, abonați, noi și așa... E, cam în jos, adică n-am făcut progrese pe care le-am făcut anul trecut. Unul dintre cele mai vizionate clipuri de anul ăsta la mine e un Q&A de anul trecut cu un titlu făcut la pan arabă și se apropie de 10.000 de vizionări. Și mai am bineînțeles videoclipuri mai vechi care fac în fiecare an 10 și 10.000 de, de vizionări. Ceva să fi postat anul ăsta să fi crescut mult, nu prea am avut, nici n-am mai postat așa multe clipuri, mai mult am făcut live-uri, că au fost multe promovări de făcut și măcar așa am putut să schimb PC-ul, monitor, calculator cu totul aproape în afară de carcasă și și HDD-ca păstra HDD-ul. Deci, pe capitolul progrese statistice n-ar fi prea, a? dar în schimb sau cu excepția părții financiare, a? Cum spus, multe promovări, membri peste membri luați anul ăsta și am investit cât am putut de mult și s a făcut progrese. Pe lângă cât am băgat în calculatorul ăsta, m-am și plimbat o grămadă. Am fost la Rășnov, am fost la două festivale, plus concertul Slipknot, la București de Enori, la Mare n-am fost, poate în la anul la Mare, cine știe, dar munte l-am fost de o grămadă de ori. Recent Crăciunul l-am făcut la munte, deci eu am văzut munti munții anul ăsta când noi am văzut toată viața mea adunat. Deci e rentabil să fiu youtuber, plus că am făcut videoclipuri care v-am povestit de câteva ori, v-am făcut și vloguri. Deci nu v-am lăsat nerăsplătiți pentru suportul pe care mi l-ați dat. Să nu vă aud cu, a, tu faci tu pentru ba doar că să te distrezi. Bă, da, mă distrez, dar vă ofer și vă o răsplată. Postării. Exclusive pentru membri așa că deveniți membri Pe Instagram vă țin la curent cu tot ce se întâmplă Plus că vă fac o grămadă de povestiri interesante de acolo Că vă place cum pălăvrăgesc Deci capitolul progrese ca să zic așa nu prea mari Mai mici ca anul trecut Nu sunt nici pe minus în orice caz Da am avut zile în care am avut minus 2-3 abonați Dar după aia am făcut plus 20 dar în schimb pe partea financiară Extra de bine Trăiască pro promovările Să trăiți voi membrii Cei care donați pe live-uri Și ducem canalul ăsta când mai departe Am început să fac până și review-uri la mașini La anul vreau să fac mai multe review-uri la mașini Că ce să mai deja 30 decembrie când filmez Ce review-uri la mașini să mai fac Dar de la anul când mă mai văd Cu câte vrun dintre voi sau câte vrun tovarăș Îi fac review la mașină Că poate vă place ideea asta de review la mașină și poate să fac și în video cum a fost ăla din prima uh, primăvară cu ce să nu faci la volan. Nu sunt așa bun expert în mentenanța unei mașini, că și făcut mai multe clipuri de cum să o întreții. Dar în afară de două la spălătorie și la becanic când faci urât, mai mult de atât nu știu. Asta e, asta e, astea mele. Bun, deci pe plan cu YouTube-ul pe scurt, am progresat mult financiar și am investit mult. De la bătrânul PC-ul din 2016 cu placa din 17, am ajuns la ce am acum, adică tehnologie ca lumea. Bine, placa mea video e din 2017, dar nu mai e una de 4 GB de 128, e de 8 GB de 256 și am luat-o la ofertă. Acum am două monitoare și unul de gaming de 240 de Hz și da, prin peste 240 de cadre pe secundă pe CSGO, am peste 300 acolo chiar. Așadar să nu vă mai aud cu celălalt monitor puternic degeaba. Bun, ce am mai făcut anul ăsta? Am zis review la mașini, mi-am schimbat telefonul, am început să fac vloguri cu telefonul în 4 fucking K, deci incredibil așa ceva. Chiar vă postez astăzi când filmez pe 30 un videoclip cu uh, un Q&A la munte în 4K 60 de FPS-uri l-am randat. Nu știu cât, cât, la câți dintre voi o să meargă să-l vedeți așa că trebuie internet puternic probabil cine știe. Ce-am mai făcut anul ăsta? Am călătorit și pe la Târgoviște am fost de o grămadă de ori. Mișto orașul păcat că e locuit. Mă rog e mult mai ok față e câmpul lung. Da e un oraș mic câmpul lung frumos este că e în reparație, în renovări, dar sunt copii care cerșesc în, în Kaufland, adică la o dracu de treabă. Ce am mai făcut anul asta? A, ah, am acea săptămână din martie în care am lipsit o săptămână ca să o dau un Hajis pe Deci aproximativ o săptămână, șapte zile, 90 ceva de ore sau 120 de ore câte ori fi, am fost plecat de acasă la București. Și a fost o săptămână nebură. M-a chemat o abonată la ea Eu cu gânduri mari I-am bătut apropo Și când ajung acolo îmi Dă să mă dă să beau îmi dă desperat o să mă nec el Ca apoi să sune pe gagică Să-i să facă mișto de el Și când i-am zis Realizez că pentru spaghetele astea De bine ai făcut o să stea papugii Și-a dat seama Stai ce dreacu au făcut Și a zis Ok, hai că am un interviu Deci am postat undeva prin primăvară episodul ăla Sex cu o grasă căsătorită se cheamă. Am făcut sex, dar nu cu o grasă căsătorită. Bun, tot în această săptămână am văzut cu o aburată. de am promis din 2019 că o să-i dau un autograf și am dat. Am zis, bine, mai te aștept, că era aproape liceul ei de bine. Era eram eu cazat în București. Și cum o așteptam, -a, îmi dădea seama cum se simțea taichimiu când mă așteptam să ies de la școală. Și când a ieșit, vine pe lângă mine și strigă Coaie, cum stai acolo, zici că ești tu pedofil Dar bravo, mă, bine că zici asta fața unui liceu și trec cu poliție mai devreme Glume, dar tot i-am dat un autograf cu o carte Că n-avea niciun cai la ea Așa se face și cu România Bun, ce mai ai făcut? A, seara m-am îmbătat Am pe la vreo două de dădea mesaje pe Facebook Bine, nu m-am îmbătat Am băut și o câteva pare de șprizi de vindă țară ca peste câteva ore am, să am... Să Stabilez să mă văd cu cineva... Și am 9 luni și ceva de când am gagică... Deci nici, nici nu vine să cred... Că mi-a făcut tovarășe și a ținut atâta... Și chestii... Bine, mă rog... Tovarășe a mai avut... Dar să, pra dar să ajung la progresul care... Să ne cunoaștem părinții unii, unii altora... La progresul ăsta n-am ajuns... Adică să fac... Revenul la munte unde cea care a organizat închirierea aia de cabană, printre organizatori a fost chiar baica sa și a zis, hai copii veniți la bute cu roi și era, bă, mai multe zile să le petrec și cu baica sa prin preajbă, dar nu a fost așa rău. Da, e un progres pentru mine, poate alții ați avut uh, relații mai reușite la vârste mai mici, eu am avut, eu am avut mai multe șecuri, de ce să mint cu chestia asta? Mai mult improvizații am avut, prietene cu beneficii, n-a fost chiar așa rău nici atunci, da, ca anul ăsta pe partea asta n-am dus-o mai bine niciodată. Acum vedem ce se întâmplă la anul peste 2 ani, cine știe. Nu încep să visez ca ai pe pereți, las tipul să treacă, nu fac planuri și alte prostii de gelu. Și nu o să fac precum, uh, deci asta puteți să o las ca un jurământ, nu o să fac precum alții care fac live-uri care se jujulesc și peste câteva luni se filmează cu un plâng. Știți la cine mă refer eu aici? Dacă nu știți, aie, discutați în comentarii. Nu o să fac chestii de genul ca să ajung după aia la fel să-și facă propriul canal de YouTube și să... Dea din casă despre mine Nu sunt din ăla Nu vreau să exploatez viața personală prea mult Doar mă ajută să filmez și atât Mă rog și mai comentează un pic acolo Să mai dacă replică să iasă videoclipul mai amuzant Atât în rest nu o să profit de viața mea personală. Bun, hai că am lămurit și chestia asta. Ce am mai făcut? Am fost și la pește după câțiva ani, am făcut vlog acolo cu un abonat, ați văzut ce am prins acolo, patru crab fruboși, eu nu mă laud cu ce prins și povestesc că doble, că era imens, știți că ai diferența dintre un vânător și un pescar? Pescarul are bătături antebraț aici și vânătorul numai semne aici, că pescarul zice așa era, așa era de bani și vânătorul aici, aici l-am împușcat, că așa se minte. E, hey, eu am făcut direct vlog și am postat pe Instagram poze, că eu, mie nu-mi place să mint, eu totdeauna fac poze și demonstrez. Bun, ce am mai făcut anul ăsta? Um, am fost la Râșnov, lângă Râșnov, mă rog, într-o calitate de pe acolo, dar mișto zona, chiar îmi place. Am făcut Crăciunul la munte, am călătorit prin toată țara, deci de la... Bine, de aici București până la Arieșeni în județul alb, aproape de Bihor și înapoi. De apoi, deci am traversat toată țara, am văzut orașe mișto, mă rog, nu le-am traversat, am trecut pe lângă ele, pe lângă Pitești, Vâlcea, Sibiu care e un oraș mișto, Alba Iulia, care e un oraș fain, am, am avut norocul să nu pice pietre de pe Valea Oltului când am trecut pe acolo la întoarcere. Munții erau în zăpeziți, și era un peisaj bișto am postat niște poze pe Instagram. Puteți să le vedeți pe Instagram. Prin vară ce am făcut? Marele concert Slim Not l-am văzut după... Am văzut, s-a împlinit, s-a s-a întâmplat după 2 ani de pandemie și restricții A venit Not în România, am fost acolo, m-am distrat super bine Și dacă la anul, adică poi mâine vine iar Slim Not, eu mă duc fără nicio ezitare. Prea mișto a fost. Primul mare concert la care am fost. Am mai fost la concerte mici și la <coughs> prima cântare la care am asistat. A fost Smiley de ziua vruptelor prin 2011 sau 2010, nu o să uit niciodată, ăla a fost primul concert la care am asistat. După ce a mai fost ziua coburei, balul bobocilor, de cine bea la balul bobocilor, schizo skill, ăla care cântă că i place de Antonia. Și <sus> la ziua Comunei cine mai veneau Gelul voi cu parcă sau Interpres de muzică populară nu are parte Da, da băcar am fost la Slim Not Tot așa anul ăsta am văzut și multe formații mișto românești De la clasici Iris și Cargo la Bucovina, Trooper, Altar, uh, pe cine am mai văzut, că am fost la Stombard, am fost și la Posada Rock, la Posada Rock au fost mai mulți străini, mi-a plăcut mai mult organizarea la Stombard, a fost și vremea mai bună, n-a plouat în draci, a plouat doar într-o singură zi fix după ce am făcut un duș ca să mă ude la loc, uh, am văzut uh, acolo unde e Stombard, am și un bun prieten de salut Bogdane. M-am văzut și cu el acolo și am uitat să-i dau un tricou pe care l-a uitat la mine acum vreo 3 ani Mereu uit să-i dau cât mă văd cu el Ce-am mai făcut anul ăsta? Hmm, Ce-am mai făcut anul ăsta? La Pește am zis că am fost, calculatorul l-am upgradat Mașină, m-am plimbat cu ea A, fix când a fost ziua lui Iliescu Fix un weekendul ce a urmat Am trecut până, am colindat așa toată zona de sud a țării De la Călăraș până La Oltenița așa am dat roată prin Ialovița și Călăraș și am zis, hai să merg până în să văd ce e pe acolo unde s-a născut Iliescu. Și când am văzut, când mă costă plino, am zis, ai totuși să nu mai fac drumuri atât de lungi că nu prea e rentabil. Am făcut un, un vlog atunci cu ce să nu faci la volan, dar nu dar n -am putut să n -a putut compensa plinul ăla pe care ar trebui să-l fac. Norocul meu că l-am făcut fix înainte de scumpirile alea mari la benzină. Ce s-a mai întâmplat pe plan personal? Deci telefon am zis, aschi mi-am luat anul trecut, permisul l-am luat acum 2 ani, perifericele sunt de, de anul trecut, adică microfonul, lumina, asta, webcam-ul, green screen de anul trecut, monitorul ăsta e de anul ăsta, celălalt monitorul trauai e de câțiva ani buni. Mausul, nu știu dacă l-am luat anul ăsta sau anul trecut. Cred că l-am luat anul trecut au ul totuși, cred, nu sunt sigur. Și cam asta ar fi pe anul ăsta, mare parte s-a întâmplat. Plimbări multe, concerte, festivaluri, festivale, cum s-or spune. Uh, N-am mai fost bețiva așa ca anul trecut. Marcat peste marcat, când am marcat toată viața și cam asta ar fi anul ăsta. Un an super bun m-au început să mă recunoască oamenii pe stradă, asta n-am apucat să spun. Prima dată, mă recunoaște în gara de nord, n-am pus pe Instagram poza. Urât, eu am făcut, eu am filmat că a fost prima dată când careva și-a făcut poză cu mine. După aia n-am dat semnătură la abonata aia pe spatele de cărți. Apoi m-a mai recunoscut un om în gara, în gara de, din Lehliu, care Lehliu? Lehliu gara, că da, se cheamă așa și în gara m-a recunoscut careva. Mi-a zis un băiat cu un Logan, salut boșu, salut, vă gândeam, bă, cum și de știe. După îmi dă mesaj, văd pe Instagram mesaja acasă. Știa eu că ești eu, eu te-am salutat. Super tare, uite, așa îmi place. Recunoști pe unul de pe internet? Nu, le cu ce faci, bă, te urmări de atât timp. Îl salut sau e cel frumos să faci o poză cu el Că și-au mai făcut oameni poze cu mine La post, Adam, a postat, m-a mai recunoscut un om și-a făcut poză cu mine Tot a pus-o pe Instagram Păi de ce nu puneți pe Instagram pozele cu mine? Că vreau și eu să mă laud la prietenii mei că își face lumea poze cu mine Glumesc, nu sunteți obligați în nu zice săptămâna trecută Trei oameni m-au recunoscut Unul din nou și-a făcut poză cu mine Eram și cu taică pe atunci Era taică că, bă da popular mă ești A, e, sunt vedete locală, ce vrei A, e, sunt, sunt, cunoscut E bine că nu mă recunosc haterii pe stradă Bine, nu prea am hater Câțiva copii în bel și atât Adică, oricum, nu ești youtuber până nu ai hater Apropo, azi dimineață De fapt, aseară am văzut Că a fost arestat Andrew Tay din nou și nu sunt fan într dar îmi place o chestie pe care a spus-o. Și anume, atâta timp cu cât, deși tu mă urăști, dar mă urmărești în continuu ce fac, tu tot îmi ești un fan. Și cam asta, așa este adevărul. Eu n-am hater, eu am numai fani care mă apreciază și fani care îmi sunt simpli și atâta. Ok, ce am mai făcut? Bifuri am avut anul ăsta? Da. Am avut rivalitate la început cu Răducu Felipescu. Hai că știți. Cum am băgat uh, videoclipul cu un mim, că la mine așa funcționează când mă cer cu careva, trebuie să fac videoclipuri cu mimuri. Că în momentul în care am folosit un altă mic un altă mea secretă care nu mai e secretă și anume. Mimurile, câștig orice, orice... discuții, orice rivalitate. Și am făcut mim cu el cu Mr. Incredible de mult, nu le venea să creadă, bă, câte faze sunt. Da, incredibil a fost mimul cu Mr. Incredible. Jocuri de cuvinte. Bun. Uh, ce am mai făcut, uh, ce am mai făcut anul ăsta? Uh, pisica o am de 2 ani aproape, doar bea cu păpatul meu. Uh, b -b 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 a, ah, tricouri, am primit și eu niște tricouri șmechere, am și un în sfârșit tricou cu formații Ca să nu mi se mai zică Cum poți să asculti formații să nu ți un tricou De ce nu-i susții? Păi ce cumpăr de la ei? Cumpăr de la românii noștri care fac Marfă de contrabandă probabil uh, La chitară n-am mai cântat din martie Că m-am plictisit de ea În schimb am dat-o pe un alt instrument muzical Unde dracul am pus că nu mai găsesc Alo, alo, aici era Deci, deși mi-am luat chitara aia cu 3 ani, 4 ani Când dracul am luat-o Crăciun Revelion 2019, pe atunci am luat-o. Hai să zicem 3 ani. Uh, fix 3 ani am de când am chitara. Și știți povestea cu amplificatorul când mi-a venit stricat? N-am mai cântat la ea, dar am dat-o pe un alt instrument. Știți pe care? Da, am dat-o pe muzicuță. Bineînțeles că nu știu să cânt la ea și mă prostesc. Am văzut un Lidl 20 de lei și am luat-o ce să mai zic pe aici Abia aștept să vă ce comentarii tâmpite o să mai primești și la anul de la acei fani care nu recunosc că mă apreciază și mă urmăresc zi de zi mai des ca alții uh, p -p -p Colaborări? Am făcut colaborări anul ăsta? Cred că am făcut colaborări Da, am făcut colaborări sigur Am făcut mă colaborări sau n-am făcut? Știu că am făcut un episod de By Daylight cu Axum, dar nu știu dacă am făcut anul ăsta sau anul trecut. De fapt colaborări nu prea am făcut. Dacă mă gândeți mai bine. Canalul ascuns n-am mai postat. Halogenul are și el treabă că e marinar. E în marina română. Nu în marina o fată ci în mari forțele maritime. A, a, am făcut un videoclip cu tiranolou a avut nevoie de careva care să fie așa o voce de comunist dictator și am făcut eu discursul. Da, 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 mi-am amintit. Bineînțeles, am și piesa oficială, ia bă mi-a făcut-o fan time. Mulțumesc din nou fan time că mi-ai făcut piesa aia. Deci ca idee, eu doar am zis pe un live o replică pe care am auzit-o într-un film așa... Replica originală era apucă mă cred că deja știți de unde este, și eu în loc de a pucă mădățâțe Am zis ia mădățâțe Și mi-a făcut o meu un remix Și acum am piesa oficială pe Spotify Intitulată o video 666 Ia mădățâțe Genial, sunt un artist cu ce să mai Nu e vreo piesă metal ce ascult eu Da, măcar e o melodie E un început și ăsta Cu ce ți-ai lansat, îți dai seama Vă dați seama să fiu întrebat peste ani și ani Cu ce ți-ai început, cariera muzicală cum? Cu am mă lua de țâțe Așa am început totul A fiind luat de țâțe Doamne bă ce chestii tâmpite S-au întâmplat anul ăsta Toate așa pe nepusă masă Toate au fost surprinzătoare că au fost surprize Și n-am avut nicio pretenție pentru anul ăsta Așa dar pentru anul Eu nu voi face ca majoritatea să stabilească Vreau să fac aia Să merg acolo Să fac atât Să obțin atât Nu, nu fac nicio pretenție nici de cum Pur și simplu, las totul să se întâmple de la sine. Și ce se va întâmpla, lucrurile bune la care nu mă aștept, mă vor surprinde, eu mă aștept doar la ce e mai rău. Sunt un om cam pesimist de felul meu, dar băcar, când se întâmplă un necaz, nu mai prin surprindere și sunt, a, abia cum se întâmplă, da, așa sunt eu. Poate că sunt mai depresiv de felul meu, cine știe, Considerați ce vreți voi Dar ăsta e stilul meu Să-mi spuneți cum faceți voi Poate voi reușiți să vă împliniți Să vă duceți planurile la capăt Eu nu reușesc Că mereu că mi-a făcut un plan mișto Ghiciți ce? S-a dus în pulă Acolo s-a dus Și să mai fi spus Să mai dezvălui și la altcineva ce plan mai am Și aici nu zic doar să scape pe vreun ci Și să le zic altora în privat Ghiciți ce? Harcea parcea s-a făcut dar mă rog Vedem ce ne așteaptă în 2023 România tot a intrat în Schengen Ne-a părăsit maestrul Traian o vară Sau un mai parcă Ne-a părăsit și Pele acum o zi și ceva Față când vedeți voi episodul Să fie ușoară lui Pele A fost o legendă A murit parcă și Maradona acum 2 ani Asta e, legendele se duc În februarie, martie se fac și 4 ani de când ne-a părăsit Dani nici mie nu vine să cred că, se fac 4 ani de când ne-a părăsit Daniel, nostru. Cel mai tare rocker după pe YouTube. Asta e. Legendele se duc. Rămânem cu ce... Cu așa, cu restul rămânem. Părul meu crește în continuare, deci... După cum vedeți, este mai lung de buric. E ondulat, dar uite, cu aici e mai lung de buric părul meu. Așadar, se vor face în ianuarie 5 ani de când nu m-am tuns și povestea merge mai departe. Tot nu mi -a tăiat din vârfuri, tot ce fac e să-mi iau din perciuni, dar mi-au crescut la loc. Barba mi mai scurtez în părți, dar plus că fiind iarna afară mai ține de cald, nu mai trebuie fular. Dar știu, nu am barbă de aia ca lumea de viking. Mi s-a mai spus dă cu lama că se îndesește, s-a îndesat pe dracu, nu se îndesește doar se taie cum ar veni unde e vârful ascuțit și rămâne rădăcina și pare că na, e mai gros acolo la rădăcină, ceea ce chiar e, dar nu se îndesește. Asta e. Bine, oricum mie mi-a început să -mi crească mai des, mai des de la an la an. Nu vă gândiți că îmi stagnează din liceu așa. În liceu aveam doar trei fire aici. Un pic de mustăcioară de pecior. Oricum, o să ajung eu probabil să-mi fac codițele alea în barbă sau cine știe, mă gândesc să-mi fac o barbă de lemi de la Motorhead, să-mi fac așa și apoi să-mi cu mustața și să, să fie aici gol. Mă mai gândesc eu ce modificări îmi fac, dar la capitolul păr nici de cum nu am de gând să-l tai. Mai primesc comentarii, bă, fă -și tu ca un băiețel adevărat, ca un om normal. Nu vreau. Nu vreau. Îmi place să fiu plătos, care este problema. Fac femeile geloase pe aspectul meu pe porul meu ăsta lung și mătăsos. L'Oreal, cum mai sunt unele reclame. Uh, hai să vă zic și ce am mai făcut pe alte platforme. Pe Instagram, că știți povestea, în 2020 mi-a fost cer scontul prin septembrie și m-am reapucat de Instagram undeva prin februarie, parcă. 2021. Aveam aproape 1700 sau 1710 followeri, am recuperat doar 1234, ce număr frumos, nu-i așa? Poate la anul îi refac pe 1700, cine știe, recunosc, aveam atunci mulți followeri și că aveam mai tot timpul Tinder și mai îmi dădeau tipe de acolo follow. Și eram disperat după urmăritori pe, pe Instagram că na, într-una dădeam Instagramul ul pome, acum nu prea mi mai dau atâta, le cer eu Instagramul și le-l pun pe chat să le fac un promo gratis la cine mai găsesc eu pome. Vă că nu mi se încarcă aici pe desktop instagram ideea e că pe Reels pur și simplu am rupt anul ăsta, adică am un videoclip luat de pe fucking România X, grupul ăla de Telegram unde îl vedem pe Backpack Your Life ce postează pe OnlyFans. Am luat un videoclip de acolo și l-am pus pe L-am pus pe Reels 1,7 milioane de vizionări N-am făcut niciodată atâtea vizionări la niciun videoclip 1,7 milioane pun că cad video De 10 secunde Pe TikTok n a prins Dar pe Instagram a prins Pe Insta Reels, Că s-a combinat cu Că are multe vizionări și de pe Facebook Deci Aia e Norocul meu Mai am un video luat de pe TikTok Cu un pe la vaginul Care are 400 și ceva de mii de vizionări Pe Insta Reels și mai am tot așa cu 100 și ceva de mii. Fie o babă care țipa de nebună la un... cum se cheamă? poluminator luminator la bloc. Fie... Uh, un avion de armată care a trecut deasupra satului meu. Deci am, uh, mai am videoclipuri și făcute de mii care au prins sute de mii de vizionări pe Reels. Pe TikTok cel mai vizionat video al meu e unul pe care l-am postat și pe canal acum vreo 3 ani probabil, ăla cu femeia ideală. Am mai pus unul cu Justi, are și la 100 și ceva, vreo 160 de mii probabil. Și pe locul 3 ar fi un video în care doar am filmat... Um, am filmat că era un alt text la parterul unei case mișto în câmpul lung. Și ce am pălăvrăgit eu acolo 5 secunde, 10 secunde a strâns aproape 100 de mii Și pe cu 4 pe TikTok ar mai fi un video în care am filmat niște pisici cum se pisiceau că erau 3 pisici, 2 se pisiceau, una stătea la rând Eu eram un pic bad că plecasem de la aia cu spaghetele că mi-a dat ca lumea să o beau manecat în desperados Și o filmam pisicile alea și mai erau, după aia mai erau 2 oameni în parcare, 2 băieți probabil mai mici ca de vârstă când m-au auzit cum vorbeam Hai, de de acolo, tu stai la rând, plătești ultimul, ce să-ți fac? Se propădeau aia de râs Și eu când i-am auzit cum râdeau, am început și eu să râd Și ei când m-au auzit că râd, au început să râdă mai tare Și au început să râd și mai tare și tot așa Aia a fost o săptămână incredibilă să mi bapula Ce am mai făcut anul ăsta? Am făcut multe, m-am plimbat, am călătorit, am dat la buci Așa da, așa să-mi fie fiecare an să-mi pula cu concerte, cu de toate. Deci nici nu vine să cred că a trecut anul ăsta. Cel mai bun an din viața mea, probabil. Singurul ani pe care i-aș mai putea considera mișto ar mai fi și 2021 că mi-a luat mașină și Husky. Și 2011 că a fost atunci WW în România și am văzut cu ochii mei, cu ăștia, cu ochi, ochii ăștia, I-am văzut pe John Cena, pe Randy, da l-am văzut pe John Cena, nici mie nu vine să cred, John Cena, Randy Orton, Sfucking CM Punk care e oaia neagră a wrestlingului se pare, Miz, cine mai era, Sin Cara, n-a da. demonstrat nimic, pe Mark Harry l-am văzut, pe Sheamus, pe Brian Danielson, au fost tu Daniel Bryan. L-am prins și pe el Cine dracu au mai fost? John Morrison, Dolph Ziggler, încă mai e Miz, am zis de Miz Dacă n-am zis, zis, zic, acum Santino Marela, L-am văzut pune și pe Santino Marela. Uso și erau și ei atunci Mișto Poate cine știu o să facă și All Elite Wrestling turneul de Europa Să vină și prin partea asta Oricum, chit că mie îmi place mai mult All Elite Wrestling decât uh... World Wrestling Entertainment, că cine mai zice WWE de azi, în afară toată lumea. Dacă ei vin în România, mă duc oricum că îmi place wrestling-ul. Poate o să merg odată și la un show de la RWA, Romania Wrestling Alliance, să-l văd și eu pe Iorgu, agresor cum îi bate pe toți. Avem o divizie de wrestling pe la Cluj, România Pro Wrestling. Dar mare parte sunt wrestlers străini acolo, deci nu prea mai are farmec. Înțeleg, aduci câțiva străini acolo, dar nu toți, ca la echipele de club din România, aduci 2-3 brazilieni, africani să joace, care joacă bine fotbal. Dar tot în mare parte trebuie să fie români de aici. Să fie jucători de național. Mă rog. Uh ce s-a mai întâmplat anul ăsta? România n-a intrat în Schengen, măcar s-a boicotat ca lumea OMV-ul, Petromul, că aparține de OMV și s-a ieftinit benzina și am profitat și eu. Deci de când cu scumpirile aia, eu nu mi-am mai făcut plinul la mașină. E, acum de când s-a făcut sub 6 lei și câțiva bani, litru de benzină, mi-am permis și eu să mai... Să mai, să mai fac și o plinul la mașină. Nu mă mai doare inima atât de tare. Ce dracu ajunge să se oblești ceva litru de benzină. Las-o dracu de treabă. Măcar dacă era galon. Că ăla e mai mare ca... Cât are galonul? 2 litri, 3 litri? Cât dracu are un galon? Nasol rău de tot ce se întâmplă. Uh, pe plan politic, România. Mai groaznic ca oricând, bineînțeles. La vecinii noștri. Ucrainienii. Trage Putin în ei acolo. Nasol, în continuare. Austria. Niște bulangii nu ne-au acceptat în Schengen și noi le-am dat o grămadă de... Le-am dat, Iau, Ai noștri i-au lăsat să ia lemn o grămadă. Și acum pe bune, pe lângă faptul că da, foarte urât din partea lor că nu au acceptat, o mare vină au politicienii de la noi, că pe plan extern sunt varză. Și pe plan intern, pe orice plan, intern, extern, lateral, subteran, aerian, sunt foarte aerieni oricum, varză. Și uite așa, noi suntem rușinea Europei, din păcate, noi și cu bulgarii, că doar cu ei ne putem compara. Unii sunt optimiști cu viitorul României, eu nu prea sunt. Mai vă o chestie că România în ultimii 20 de ani a avut cea mai mare creștere economică. Păi a avut cele mai. adică Germania, Italia, Occidentalia aveau creșteri de doar 100 și ceva la sută. Și în partea asta, țările baltice, România, Bulgaria, 500, 600 și România vreo 700% creștere economică. Da, a avut creștere economică deoarece era varză acum 20 de ani. Era varză. Acum e doar varz de Bruxelles, e mai micuță varza. Nu mai e varză de aia mare de sarbale. Adică e ca și cum îi dai unui câine de pe stradă un castron de ciorbă să mănânce. Își dublează greutatea corporală după dacă mai baidanez din ăla amărât rău. Sau unuia care chiar e și a strâns câțiva lei și tu îi mai dai 10 lei. Ei dublat bugetul, practic. Cam așa și în România. A crescut că a avut de unde să crească, că era terminată. alte țări, celelalte țări, erau deja dezvoltate și nu mai au ce creștere să facă când deja sunt la capacități mari. Noi, ui mei, uitați, eu stau la țară. Apă în gaze, canalizare, ioc. Abia au, asfalt, au terminat de asfaltat. O amărâtă de șosea, care cum să spun, cum au terminat-o de asfaltat, n-au apucat să tragă marcajele și a și crăpat. Adică, deci nici n-au terminat bine lucrarea că s-au apucat de plombat. Într-adevăr, n-au pus 100 de plombe pe kilometru. Dar la un kilometru e cam câte o plombă. Deși abia au terminat tot de făcut Și nu e drum circulat să zici că e autostradă sau dn Dar totuși, aiurea Ce s-a mai întâmplat anul ăsta? Husky-ul meu s-a făcut mare și frumoasă Că eu cățea Cățeaua dracului cum ar spune unii Poate cine știe când mi-o face pui Vreți voi pui de la ea? Că N-am unde să țin încă vreo 5-6 căței câți mi-o face la anul Că la anul trebuie să Să facă și ea niște puișori Pisica mea doarme Doarme ne întoarsă în pat E bătrână săraca, nu mai face pui Dar mănânc o grămadă și mai și vânează Aduce ca sunt mereu ușoare Șobolanii, porumbei, mișto Nu mai am ce să mai povestesc Am spus cam tot ce era de spus Dacă mi-a scăpat ceva, îmi pare scuze O să... O să mai zic prin comentarii A, ah, hai să zici de follower pe TikTok Uite, am uitat să zic Pe TikTok am progresat Deci am zis de videoclipurile ale populare Și am făcut 2550 aproape de urmăritori pe TikTok De ce e bine Și mai am un canal secundar de YouTube Hai să vorbim și de canalul ăla Chit că nu m-am mai ținut de el Ideea e că am făcut un canal în 2020 să pun pe la vlogurile și pe ăsta mare să rămână live-urile Am făcut viceversa după aia că am luat un strike pe ăsta Am postat aici videoclipuri și pe partea aia live-uri Și am rămas doar pe canalul ăsta Că a început să meargă bine cu membrii, cu promovări Și pe canalul secundar fac așa Ce nu prinde aici, pun acolo Și ce aveam pus acolo și a prins Am încercat să pun și aici, dar n-a prins Deci e aiurea rău de tot pe canalul secundar am 1243 de abonați acum și am un căcat de videoclip care a făcut 53.500 de vizionări. Se numește la curve pe centură, e un video de 2 minute și jumătate în care, cum să spun, am pus titlul ăla pentru că am trecut pe centură și am filmat niște curve acolo și a prins videoclipul ăla așa, a dat click ca lumea. Hai să văd cât a făcut în 2022 videoclipul ăsta. 16600 a făcut videoclipul ăsta Și în 2021 cât a făcut? 34000 atunci l-am postat Dar oricum uh, Surprizător videoclipul ăsta care încă cadă videoclip să fi prins Atât de bine Pe canalul ăla mic Și am mai pus eu niște shorturi am pus un short care a făcut uh, 11500 Același cunoscut pe la vaginul care nu este făcut de bine Ia mă, ce am eu cel mai popular pe canalul ăsta? Că na, pot să zic că e canal mai nou. Am mare parte videoclipuri mai proaspete. Deci după ala cu la curve pe centură, baiam am short-ul ăla. Codrin să-ți dau la muie 10 ore. Nu vine să cred că am postat, am stat să randez un video de 10 ore. Codrin care strigă să-ți dau la muie, muie, muie. Mai am un video cu mi-am lăsat porul lung, care a prins. Și după restul au mai puțin, cam o mie și ceva, că pe lângă că postam videoclipul acolo, anunțam și pe canalul mare și tot împingeam așa într-una videoclipurile acolo. Nu era creștere naturală din algoritm sau share distribuirea altora. Mă rog, cam asta e treaba și cu canalul secundar, îl păstrez bineînțeles, nu vi-l dau vouă nici de -al dracu. E bun ca așa, ca și canal de rezervă în caz că mai primez vreun strike pe aici. Pățesc ceva cu canalul ăsta la ăla, secundar. Hai că nu încep chiar de la zero. Și cam atât. Ceva impresionant am mai făcut și eu. Hai să mă mai uit un pic aici, că poate, poate îmi ceva. Urmează videoclip cu testat dulciuri din Spania. Fac și eu video în care testez dulciuri. Ce am mai făcut pe aici? A, ah, videoclipul ăla în care am reușit să fac spaghete fără să dau foc la bucătărie. Asta stai mă că am zis de colaborări. Am uitat, am făcut colaborare cu mafiocii. Mi-a scăpat mie ceva. Am știut eu că mi-a scăpat ceva. Te salut, ocii Și pe Ghioc. dar mai mult pe Oci, că e mai sexy. Uh, ce am mai făcut anul ăsta? Ia să văd. Chestia aia cu grasa căsătorită, mi-a schimbat telefonul și că mai ar fi. Da, Anca am spus ce era de spus. Astea cu Felipe vă că au prins calubea. Câte vizionare am făcut pe urma lui Felipe Și cam atât Ne vom auzi Mâine Da Diseară pe live de fapt Diseară pe live Nu știu ce o să joc Dar o să joc eu ceva mai mult ca sigur A ah, Și şi... N-am mai făcut record de terminat GTA San Andreas pe anul ăsta ca anul trecut am terminat po cel clasic și bazuca și trilogia. Anul ăsta n-am mai jucat în San Andreas, n-am mai jucat GTA cu poveste, doar 5M și atât. Și un live cu GTA 3 pe TikTok care n-a prins. Surpriză doar pe TikTok a prins un live cu CS 1.6. Am avut 60 de oameni. Impresionat pentru mine. Bun, cam atât. Din nou la mulți ani tuturor, un an cât mai fericit vouă, cât mai sex, mai pizdos ca anul ce a trecut, dar nu la fel de pizdos ca cel ce va urma după. Să nu vă îmbătați prea rău de seară, sau poi mâine seară, că e 30 când filmez acum. Și da, ne vom auzi la următorul live episod și ce dracu voi mai posta. au tuturor și... Vezi desperados că e bun.